Salutare, dragilor, bine ați venit la o nouă cutiuță cu scrisorele, așa cum ați denumit-o voi de nenumărate ori. Cum bine ați văzut în live-ul de ieri, lucrurile încep să se agite în a doua jumătate a anului. Mai cu hardware, mai cu gaming, mai puțin. Anul ăsta este penurie, la propriu, atunci când facem refer la jocuri tip AAA. Sau cele ce vor să fie AAA, de fapt nu sunt AAA. Nu știu de ce mai dăm bani pe ele, dar în fine, asta e cu totul și cu totul altă poveste. O să fie o perioadă extrem de agitată cu foarte multe lansări, atât hardware cât și hardware, mai un Intel pe plăci grafice, mai un AMD, sperăm. Și în toamnă, fără niciun fel de discuție, sunt ferm convins că o să vedem seria 4000 de la Nvidia. Cum o să se comporte ea și cum o să fie ea din punct de vedere al performanțelor, trebuie să avem puțin tică răbdare. Nu v-aș recomanda din tot sufletul să nu mai aruncați așa știri din astea. Ați văzut ce au spus ea? Verificați tot, absolut tot ce citiți în materie de hardware, verificați-l pe 2, 3, 4 site-uri, review-uri de încredere, canale de YouTube de încredere și așa mai departe. Dar până când vor începe nemniile cu Intel, Nvidia, AMD și așa mai departe, avem cutiuța cu scrisorele, right? Și încă o dată vă provocăm. Lăsați comentariu în secțiunea dedicată pentru a lua și comentariul săptămânii. Nu știu de ce naiba, săptămâna trecută nu am găsit niciun comentariu care să ne sară în ochi așa și pe care să putem să-l ajutăm pe lângă aceste mail-uri minunate pe care le luăm de la voi, cei din comunitate. Să înceapă! De la Luci avem o folie de protecție din sticlă temperată pentru ecranul laptopului. Există protecție de sticlă? Există folie de protecție, dar nu folie de protecție temperată din sticlă, adică din sticlă securizată. Există pentru laptopuri, dar nu din sticlă securizată. Am vorbit cu cine trebuie și m-am îndrumat unde trebuie. Salutare, Pizigaraj, dețin un laptop Lenovo Legion Y540-15IRH. Vreau să-i pun o folie de protecție din sticlă temperată, dar nu găsesc nimic pe net pentru dimensiunile sale. Dacă am măsurat bine, 35 cm ori 19,5 cm. Doresc mai mult folie pentru că am prins pisica în flagrant când voia să muște din colțul ecranului. Până și pisicile sunt gamerițe. Noroc că am văzut că altfel îmi făcea o surpriză. Ăsta este laptopul pe net, nu am găsit mare lucru despre specificațiile mai amănunțite ale display-ului Lenovo Legion Y540-15IRH, 15,6 inch Full HD IPS, procesor Intel Core 9750, 256 de giga SSD, dar aceste detalii sunt oarecum irelevante pentru că ne interesa în primul și în primul rând diagonala display-ului. Ce pot să îți recomand, cum mi-a fost și mie recomandat de către unul din reprezentanții Lenovo România, e vorba de aliensurface.ro. Au folii, atenție, sunt folii de protecție, nu, nici eu nu am găsit nimic folie din sticlă securizată pentru laptop și sincer să fiu, nu prea ți-aș recomanda să pui așa ceva pe laptop, nu de altceva, dar s-ar putea să ridice sau să mărească un pic grosimea display-ului și astfel laptopul să nu se închidă foarte mult sau să se lovească de suporții de pe margine și să se întâmple o altă nebunie. Ți-aș recomanda, în schimb, folie de protecție pentru laptop și te-aș ruga să vorbești cu cei de la aliensurface.ro. Sunt undeva prin Zalău, dacă nu mă înșeală pe mine memoria. Poți să le spui modelul laptopului pe care îl ai și să îți recomande o folie de protecție. Din câte am înțeles, s-ar putea în cazul în care nu există pe dimensiuni, ei să fie capabili să îți taie acea folie de protecție la dimensiunile laptopului tău. Ia legătura cu ei și ține-ne și pe noi la curent cu ce și cum și ce fel de se întâmplă. Next!
Alex, temperaturi mari în Idol, Ryzen 7 3800X, nu ar trebui să te mire. Chiar nu ar trebui să te mire. 3800X-ul și 5800X-ul au avut tendința să fie un pic mai fierbinți chiar și decât vârful de gamă a celor de la AMD, adică Ryzen 9. Asta am simțit-o și noi atât pe perioada testărilor la seria 3000, cât și pe perioada testărilor la seria 5000. Salutare, echipa BZ Garage, dețin un procesor AMD Ryzen 7 3800X și îmi face probleme cu temperaturile în idle, care sunt fluctuante de la 32 de grade Celsius până la 42 de grade Celsius. Tot fluctuează. Am urmat sfatul lui Uge, adică al lui Mădălin din tutorialul cu temperaturile pe Ryzen și voltajul ridicat. Și am procedat, cum zicea în video, reducând voltajul la 1,2 V și frecvența la procesor am păstrat-o la 4,2 GHz. Dețin o placă de bază MSI B450 Tomahawk Max 2 și în BIOS mi arată inițial un voltaj ridiculos de mare de pe la 1.475 și l-am coborât la 1,2. Este foarte, foarte adevărat. Foarte adevărat. De asta am și făcut acel tutorial. Foarte mulți din comunitatea noastră de pe MyGarage sau clienți sau prieteni, chiar Trax a avut și el probleme de genul ăsta. Ei ne-au spus, băi, faceți un tutorial pentru că știți ce anume trebuie să faceți, în speță coborând voltajul. E foarte adevărat. E foarte adevărat că plăcerea de bază și BIOS-ul avea tendința să-i dea procesorului mult prea mult, 1.475, și asta în momentul în care ajungeai în BIOS și aveai aplicații deschise din ce în ce mai multe, afecta foarte mult temperatura. Temperatura se ducea mult, mult peste și stăteai și te întrebi, oare ce sistem de răcire trebuie să achiziționezi pentru procesorul ăsta astfel încât să-l calmezi? Mai niciunul, că problema nu era în proporție destul de mare rezolvată atunci când achiziționai un alt sistem de răcire, un IO. Bine, IO-urile mai rezolvă, mai ponderează cât de cât temperatura pe care o emană AMD. Ce ar mai trebui făcut să-mi rămână temperatura la procesor în idle undeva la 36 de grade Celsius maxim? Țin să menționez că răcesc procesorul cu un RTX 34-2. Mulțumesc, Alex. Nu e rău. Nu e rău deloc, chiar nu e rău deloc acel cooler aftermarket. Ce ți-aș recomanda eu? În primul și în primul rând să schimbi pasta, să pui o pastă de calitate, pastă termică de calitate, și nu mă refer la Thermal Grizzly, Doamne ferește. Nu, ia ceva MX-uri, MX5 ar fi ok, ok, chiar dacă multora li se pare că MX5-ul ăla, nu se întinde de nicio culoare. Da, dar are proprietăți termice foarte, foarte ok. Fă niște teste fără XMP activat. Pune la memorii toate valorile, latențele și voltajul, pune-le manual și vezi ce se întâmplă și așa. Și nu în ultimul rând, vezi că pe B450 Tomahawk Max 2 este un update de BIOS din 11 martie, dacă nu mă înșel eu, ce face ca placa de bază să fie compatibilă cu seria 5000. Asta nu ne interesează, dar improve performance. You know? Improve performance și e AGESA 1.2.0.6C. Ce sunt niște modificări și sunt modificări la nivel de nucleu și de modul în care placa de bază sau BIOS-ul mai degrabă dă voltaj procesorului, ca să înțeleagă toată lumea despre ce e vorba. Ultimul update de BIOS e musai să-l ai. E musai să-l ai pe model placă de bază pe care o deții tu. Next! Știi că vorbim de cooler, vorbim de temperaturi, băi, și nu s-a legat atât de bine mail-ul ăsta cu precedentul, pentru că la subiect e upgrade cooler. Cât de frumos! Cât de frumos! De la Eugen. Salutare, echipa BZ Garage! În acest moment dețin următoarea configurație. Plac de bază Asus TUF Z390 Plus Gaming, procesor i9-9900K, memorie RAM 32 de GB Corsair Vengeance LPX Black la 3200 MHz, 8x4. 8x4? 64. Bravo, mă! Bravo! Așa! Așa era! Așa era! Așa era! Carcasă Zego Type Halo 8, sursă Corsair RM
850, placă video Nvidia GeForce RTX 3060 Aurora, Aorus Elite, pardon, și cooler Fantex PHTC14PE. Ăsta este un fel de Noctuine HD14. La un moment dat s-au făcut niște teste comparative între ele și coolerul de la Fantex ieșea foarte aproape ca și performanță, dar și ca nivel de zgomot și așa mai departe de NHD14, iar la data respectivă NHD14 era cam top-off. Cu ajutorul plăci de bază mi-am făcut orice la procesor, i-am setat toate nucleele la 5 GHz. Temperaturile procesorului sunt ok în gaming, 50-70 de grade, depinde de joc în paranteză, dar când deschid un joc sau se încarcă harta, procesorul atinge 80-90 de grade constant. Am încercat să îl testez în Cinebench Multicore Test. Toate nucleele stăteau în 100%, toate nucleele stăteau în 100 de grade. Și după un minut mi-a dat blue screen. Problema mea este, coolerul este foarte gălăgios în orice situație de mai sus, așa că m-am gândit să achiziționez un I/O de 240 de mm. Fantex-ul ăla, la cât de solid și cât de ok pare el, nu prea face față la frecvențe foarte ridicate. Și mai ales 9900K cu toate nucleele pe 5 GHz. Cred că o să faci o alegere foarte bună atunci când e vorba de I/O, pentru că I/O s-ar putea să te ajute mult, foarte mult. L-aș putea monta în tavan dacă nu îl pot pune în față. Ce culoare îmi recomandați? Dacă nu pot pune unul pe lichid, aș dori să-mi recomandați ceva pe aer care să fie bun. Mulțumesc pentru ajutor. Știi care e problema cu acel Segotep Halo 8? Nu pot să montez un I/O în el. Eu credeam că vrei să achiziționezi și o carcasă separată astfel încât să pui sistem de răcire de tip all-in-one în ea. Well, e bine, în cazul în care te gândești la o astfel de combinație, o carcasă nouă de pe Halo 8 să muți toate ventilatoarele pe ea, ți-aș recomanda din tot sufletul Matrix 55V3. Este o carcasă foarte bine compartimentată, mult mai ok atunci când vine vorba de recircularea aerului la interior față de Halo 8. Gândește-te, carcasa aia e destul de mică, are și elemente din plastic, poți să ai 15 ventilatoare în ea, e prea mică și tu vrei să faci un overclock pe 9900K pe toate, ai făcut deja un overclock 9900K pe toate nucleele. Ți-aș recomanda o carcasă un pic mai mare și să mergi pe un sistem de răcire de tip I/O, pentru că s-ar putea să salveze procesorul. S-ar putea să salveze procesorul dacă acest overclock o să fie constant. Adică o să-l ții pe o perioadă lungă de timp. Părere personală. Iar ca răcire, Frostflow X240 de la ID Cooling sau Gamax L240 Blue de la Deepcool. Dacă nu vrei să faci o astfel de combinație, carcasă nouă plus sistem de răcire, e bine, aici eu îți fac recomandare fără niciun fel de discuție pentru un sistem de răcire pe aer, adică cu ventilatoare, ce să se poată monta în carcasa ta fără niciun fel de problemă, nu de altceva, dar și la capitolul sistem de răcire pe aer ai limitări, radiatorul nu trebuie să fie mai înalt de 160 de mm. Așadar și prin urmare îți recomand odată Silențiu PC45 Dual Fan, atenție, Dual Fan, pentru că există și versiunea Single Fan. Deci Dual Fan-ul este un cooler care eu personal am jucat și mi-a plăcut, la propriu mi-a plăcut și mai este un ID Cooling SE207XT. Ambele sunt 157 respectiv 159 de mm, nu ar trebui să existe niciun fel de probleme să încapă în carcasă. Dar încă o dată spun, gândește-te și la varianta carcasă nouă, mai mare și mult mai ok compartimentată, astfel recircularea aerului la interior să facă mult mai ok și sistem de răcire de tip I/O. Dacă vrei să mergi cu acest overclock o perioadă mai lungă de timp sau forever, eu știu. Un mail, de fapt, cât se poate de scurt. Mouse de gaming silențios. Sergiu, salutare, echipa Bizigaraș, v-aș ruga să-mi recomandați un mouse de gaming cât mai silențios, dacă se poate să fie și wireless. Mulțumesc anticipat pentru tine, Logitech G305 Lightspeed Black. Și trecem la următoarea întrebare. Cel mai scurt răspuns din istoria mailbox-urilor.
ștrang-ștrang, și wireless, și silențios, și performant. Salutare întregii echipe Bisigaraș, mă numesc Marian, am 51 de ani și mă distros pe un joc numit PlanetSide 2. Încă o dată, de nenumărate ori am spus lucrul ăsta, gamingul nu are vârstă, sub nicio formă. Nu are vârstă și nu ține de sex, de nicio culoare. Pot să fie gamerițe, pot să fie gamer, pot să fie gamer în vârstă, de ce nu gamerițe în vârstă? Îți aduci aminte că a fost o doamnă în vârstă care juca World of Warcraft. Bun. Care este un FPS MMORPG? Demențial de palpitant și frumos pentru mine. Acest joc poate susține până la 900 de playeri pe un singur server. Jocul are 6 servere în care sunt 3 armate rivale care se bat între ele pentru a cuceri un continent. Când se întâlnesc 150-200 de playeri într-o singură bază cu tancuri, avioane și infanterie, sunt foarte multe efecte și mănâncă multe resurse PC-ul, ajungând undeva la 80-90 de FPS-uri. Când este liniște în zonă și nu sunt playeri, ci doar fauna jocului, am și 300 de FPS-uri. Menționez că jocul se trăile pe low fiind un joc online. Bravos! Eu tind să cred că există și lag de la serverul pe Europa, care, din câte am înțeles, este undeva în Olanda. Posibil, nu dau cu presupusul. De multe ori observ că acel jucător rival cu care mă bat, împușc, în paranteză, mă vede înainte ca să-l văd eu cu jumătate de secundă, ceea ce este un avantaj mare pentru el, că trimite cel puțin 2-3 gloanțe în mine până când să-mi randeze și mie imaginea cu el. E altceva la mijloc și vă spun imediat, pentru că m-am uitat în comentariile jocului. Dețin un i5-10600K, ce nu este un procesor foarte slab, din contră, este un procesor recomandat pentru gaming mediu sau chiar pe locuri, depinde de configurație și depinde de ce este mai pus pe lângă, ce mai este pus pe lângă el, adică placă video. Foarte ok și pentru gama high. Plac de bază Asus Prime B460MA, placă video Asus Dual Nvidia GeForce GTX 1660 Super, iarăși o placă video bună pentru PlanetSide 2, având în vedere cerințele pe care le are jocul. Nu da ceva, dar e din 2012 și încă se joacă și încă e full. Ok. Monitor gaming LED TN Asus 24.55 Full HD 0.5 milisecunde 165 Hz G-Sync compatible și un kit memorie Patriot Viper 4 16 GB 2.8 de drept 4 la 3200 cele 16 dual channel. Am XMP și virtualizare activate și știu că CPU nu ridică frecvențe din BIOS mai sus de 2666 MHz. Ca o completare, vă mai informez că am internet de 500 de mega. Două degete sus, B460A, Asus Prime, nu suportă nici în mod OC memorii la 3200 MHz. E limitată la 2933. Dacă vreți să ajungeți la aceste frecvențe, vă recomand din tot sufletul să dezactivați XMP-ul și să băgați valorile în ceea ce vreți latențele, frecvența, dar și voltajul manual. Acestea le găsiți pe una din memorii, pe oricare vă uitați, trebuie să scrie undeva gen 16, 16, 16, 32, 3200 MHz, dar nu o să puneți 3200 MHz, o să puneți 2933 MHz, pentru că placa nu știe 3200 MHz, nici în mod OC. Și voltajul, ce mai mult ca sigur, o să fie undeva la 1,2 volți. Întrebarea mea este, credeți că dacă mai achiziționez încă un kit de memorie 16 GB, bineînțeles la aceleași valori, ajungând la un total de 32 de GB, poate ajuta jocul ca să crească în FPS-uri, fix acolo unde sunt foarte mulți playeri, într-o bază, și îmi poate randa imaginea mai rapid? Mulțumesc anticipat pentru răspuns. Răspunsul este, cât se poate de sincer, nu. Sub nicio formă. În primul și în primul rând, nu contează, aveți internet destul de rapid, contează foarte mult cât de, cu ghilimele de rigoare, optimizat e jocul și așa mai departe, cât de mult se implică developerul, cât se mai implică în dezvoltarea acestui joc, nu de altceva, dar am văzut niște comentarii destul de dubioase și aici s-ar putea să vă punem pe gânduri. Nu mai există joc în 2022, părere personală, sau dacă greșesc, vă rog frumos să lăsați în secțiunea comentarii ce joc știți voi ce nu mai poate fi
nu mai poate fi hăcuit, adică să folosești cheat-uri. Chiar vă rog frumos, mă refer la joc online. Atenție, joc online. Nu de altceva, dar... comentariile au fost de genul nu mai este, nu mai simt plăcerea de a mai juca acest loc, acest joc, mai ales nu recomand jucătorilor noi. Vei petrece jumătate din timp murind, iar în cealaltă jumătate încercând să nimicești inamicul înainte să te nimicească pe tine. Diferența de skill și diferența de cum te comporți tu față de veterani este una mult prea mare și s-ar putea să te desumfli și s-ar putea să te lași fără niciun fel de discuție de acest joc. Iar un comentariu extrem de interesant pe care l-am găsit și după aia am încercat să găsesc mai multe răspunsuri vis-a-vis de Rampant Hacking. Rampant Hacking is currently ruining the game during late night through morning hours. Adică pe perioada nopții, acest Rampant Hacking și playerii care folosesc acest soft pur și simplu se distrează atât cu jucătorii noi, cât și cu jucătorii mai vechi, jucători cu experiență. Partea cea mai tristă, și asta este tot parte integrantă din comentariul pe care l-am găsit pe Steam, partea cea mai tristă este că chiar și în cazul în care dai report nu se întâmplă absolut nimic, pentru și asta grație faptului că nu este niciun admin online și n-am mai văzut niciun admin online în ultimul an și jumătate. Așa că, stimate domn, nu vă faceți griji în ceea ce privește că nu l-ați nimerit, nimicit pe ăla înainte să vă nimicească pe dumneavoastră, pentru că se folosește cheat-uri. Cineva spunea la un moment dat și mă uitam chiar și la Team The Tatman că gata, acum Warzone-ul este mult mai ok. Din contră. Nu din contră, nu e bine spus din contră. Ricochet merge, dar nu merge la cum ar trebui să meargă, astfel încât să îi zăpăcească pe toți cheaterii din jocuri. Așa e în jocurile online. Vrei să fii mai bun și să arăți cât de bun ești? Dacă nu te antrenezi și n-ai skill, nu poți. Având în vedere ce spuneți dumneavoastră, sunt mai mult decât convins că aveți oarecare experiență și un oarecare skill, fără niciun fel de discuție. Dar acești 32 de giga memorie RAM nu o să vă ajute foarte mult în Planet Side 2. Vă recomand din tot sufletul să aruncați un ochi și peste thumbs down, cum sunt ele puse în Steam, să vedeți ce spune lumea acolo pe partea asta legată de cât de bine optimizat este jocul, cât de bine optimizat este jocul, în primul și în primul rând, și în al doilea, ce spune lumea despre acest Rampant Hacking. Așa să simt unii mai strong, you know? Adică, mamă, ce i-am făcut ăsta, am avut 700 de kill-uri. Da, dar nu le-ai avut prin skill, le-ai avut că ai avut în spate acolo un soft ce a rulat și te-a ajutat foarte mult să aim. Aia. Acestea au fost cele 5 mail-uri din mailbox-ul de astăzi. Poate unul din cele mai scurte mailbox-uri ale mele. Oare? Nu știu, ultima întrebare a avut vreo 10 minute. Deci... A, Dumnezeule mare. Da, dar n-ai ce să-i faci. N-ai ce să-i faci pentru că... asta e situația în momentul de față. Cu jocurile online. 1, 2, 3, 4, 5. Sperăm din tot sufletul care ne-a spus cât se poate sincer la toate. Sperăm din tot sufletul că v-am ajutat. Nu uitați în descrierea acestui clip, în secțiunea de comentarii, pardon, nu descrierea acestui clip. Ba da, în descrierea acestui clip o să găsiți cei care ați avut nevoie de ajutorul nostru linkuri pentru Alien Surface în primul și în primul rând și pentru Eugen, carcasa și sistemele de răcire și, în ultimul rând, pentru Sergiu, mouse-ul. Mouse-ul. Ce este silent. Chiar e silent și e și wireless, firar să fie astăzi și mâine. Ne vedem săptămâna viitoare cu un nou mailbox. Era să zic bailbox. Înseamnă ceva bailbox? Absolut. Ah, da, cutiuță cu... Da, bail. Cum îi zice? Cum îi zice? Pentru... Cum îi zice? Nu! Bail? Ce înseamnă bail? Batman box. Aia e. Da, nu știam.
Ne vedem săptămâna viitoare cu un nou mailbox. Nu uitați să ne trimiteți întrebări pe cele două adrese pe care cu siguranță mulți dintre voi le știu: live@pisicaraș.ro și pcg.ro/tv. V-am pupat, să aveți o săptămână cât se poate liniștită. Ciao, guys!